своими глазами. Sunt preotul paroh al Bisericii Sfântul Mare Mucenic Pantelimon, Părturiu Anatolie Spătaru. Noi cu mila și cu ajutorul lui Dumnezeu deja de 2 ani, sau mai bine zis din anul 2021, așa într-un bun cuvânt și cu ajutorul lui Dumnezeu, am început să facem un act de caritate și anume ca să ducem niște prânzuri la cei mai triști ca noi, pentru că mergând pe la casele lor cu unele momente de rugăciune cu Sfântul Mastru și împărtășirea și cu rugăciune bal, la care ne-au insistat din rudele lor, a chiar și din vecinii lor. Palachina, Nina, Nicolaina. Сколько вам лет? 80. 80 лет, даже не помню сколько. Благодарности. Хорошая батюшка. И все хорошие там. Несут кушать. Вот я не могу даже ходить на ноги. Вот так по хате только хожу. Ну и обозут к чести персоне сынт интро старой партии деплорабила. Și ne-am gândit ca odată măcar în săptămână să-l facem o bucurie și anume să le aducem câte un prânz. Și anume am instalat ca ziua de marți să fie această zi de caritate din partea bisericii noastre, din partea parohiei noastre, din partea tuturor creștinilor care finanțează biserica noastră. Dar pe urmă am ajuns la momentul că cea mai bună zi este ziua de joi. Ea se primește la miezul de săptămână și practic și persoanele date sunt mai bine, sunt, într-un fel sunt mai liberi pentru că în aceste zile mai vin și cercetează asistent social sau lucrător medical și atât noi venim joia cu aceste momente de caritate. Anume le facem în felul 1, felul 2, așa cum era pe timpuri în școli când învățam la școală sau când învățam la academie sau cum se spune în limba rusă, în общепит. Я очень благодарна за ваше это отношение к пожилым людям. Пошел. Спасибо большое. Дай Бог вам здоровья всем. Большое спасибо церкви. Большое спасибо всем, всем, всем. Очень-очень хорошее это дело. Очень хорошее. Будьте здоровы. Дай Бог здоровья и долгих лет. Да, не стрим, мы приготовим проспект, один чей, че есть для обестерика. Сипуни шикарницы, сипуни, когда есть тип де фрукт, сипуни де фрукт, когда есть тип де пост, а ну месяц сипать что-то де пост. Ши мультсумим тутурор, крешти де лор, мультсумим тутурор, януряш лор, кари партич пил ачес проект ал ностру, ши дежа вем vreo 50 de persoane la care noi mergem și le ajutăm și dorim ca acest moment să-l dezvoltăm. Vrem și ne dorim mult pentru că construim și pe lângă biserică o clădire în care va fi această anume o ospătărie socială unde vor veni nu numai cei care au posibilitatea să vină în coașele lui, dar tot la fel vom merge și mai departe pe la casă celor care au necesitatea de ca noi să le ajutăm. Din copilărie și soțul care este la pat cu fractură de picior, eu toți sunt pensionară și ne foarte binevenit ajutorul care ne-l acordă biserica datorită părintelui Anatol. Pensia este mică, în dependență de anii cei care așa a fost calculat coeficientul și clar cu o pensie de 2700 ne vine foarte greu, însă acesta este un ajutor foarte mare pentru întreaga noastră familie și suntem foarte recunoscători și le dorim succes în continuare că fac un ajutor foarte mare pentru familiile de pensionari. Le dorim și pe viitor succes și
să-i binecuvânteze Dumnezeu ca să facă așa ajutori pentru generațiile mai vulnerabile care sunt. Я могу, хочу сказать большое спасибо всем, кто участвует в помощи инвалидам, у кого маленькая пенсия, кто нуждается. Спасибо вам большое. Помощь раз в неделю – это большая помощь, потому что это, то, что мы получаем в церкви, я не съедаю сразу, я могу разделить на два дня. Меня это устраивает. Я хочу сказать спасибо всем, кто участвует, варит эту пищу, кто носит, кто доставляет, всем ребятам, кто принимает участие в большом деле накормить человека, который нуждается. Я очень-очень благодарна. Шака, toți creștinii care doresc, știu, poate să întindă mâna, pentru că rostul bisericii sau biserica are un aspect foarte larg de activitate, și anume, este aici aspectul social, este aspectul educațional, este aspectul liturgic și sfințitor și și noi, iată, ne străduim ca să muncim în toate domeniile pentru a ajuta, pentru ca toți să se bucure de ajutorul din partea bisericii și ca Bunul Dumnezeu și Mântuitorul nostru Iisus Hristos să ne ajute la cele fapte bune pe care noi trebuie să le facem ca creștini, ca om sau oameni de bună credință față de semnii noștri. Pentru că însăși Mântuitorul ne învață ca să iubim pe aproapele nostru ca pe noi înșine. Eu mă gândesc спасибо людям, которые мне помогают, приносят вот еду. Вот социальный работник приходит, вот ее сын помогает тоже. Вот. Так все нормально. Вот. Каждый четверг они здесь. И он очень доволен. Я ему даже однажды посмотрела так на борщ. Я говорю, ой, так хотелось бы мне ложку две такого борща попробовать. И первые борщ с капустой, свеклою, пюре, на пюре котлетка там, и компот приносили. Хлебушка дает, борщик дает, второй дает. Спасибо им, что они могут нас обеспечивать этой едой, как есть. Нам эта еда хватает на два дня. И большое им спасибо, что они были здоровы и никогда не болели. Причем диаспи мы, но я живу сегодняшним днем. Что завтра будет, и как, и что, не знаю.